Eu vă spun situația din silvicultură. În toată ziua merg prin păduri și filmez în continuare. Numai că acum e rușine. Până acum spuneam că Dodon e vinovat. Și al de la Molțilva era vinovat. Dar cu ce spun? Aici tai în continuare, bestial tai, tot tai, la rând tai. Și nu pot să spui pentru că acum sunt oamenii buni. Și oamenii mă sună, eu colaborez cu instituțiile stat și eu le direcționez automat domnului șef de la domnul Bulmaga, domnul Ion Bulmaga, și omul fuge, sincer vorbind, fuge și stânge focul, când într-o parte, când în alta. Numai că acolo când te duci, acolo tot e coordonat cu Molțilva. Tot e coordonat cu Molțilva. Și să tai stejari seculari, frate. Eu mă bucur când văd la televizor că se plantează câte o ghindă. Dar vă spun eu că nu se prinde. Nu se prinde, domnule Gonța. Nu se prinde pentru că ghinda așa are nevoie de condiții climatice optime, care le oferă mama, tata, așa e și natură. Stejarul e foarte pretențios. El trebuie să aibă anumită umiditate, anumită umbră de la stejare mai mari, ca să poată prinde să crească până la 3, 4, 5, 6, 7 ani. După care poți să-i deschizi ochiuri. Sunt procese absolut academici în pădurile noastre. Nu se taie ca varvarul tot la rând. Și pe pădurari i-au pus la autofinanțare. Le-au dat voie să taie și deși vând își fac salariu. Dar pe el are 3.000 de lei salariu pădurariu. Cum eu să-l ofensez am un pădurari dacă el spune că, băi, frate, eu dacă mai vând 2 metri sterni, eu îmi fac încă un salariu. Și-i întreb. Și eu pot să zic ceva? Nu-i pot zice nimic. Iată, vedeți? Noi abordăm doar 2-3 subiecte, că noi nu avem timp într-o emisiune, dar noi suntem într-un stat putred din punct de vedere a instituțiilor statului. Putred. Unii nu calci, să duci piciorul pentru scânduri.